Te prezint și... Mă numesc Retezanu Bianca și compunerea mea se intitulează Aripi Vișinii. Vântul înrăscolea părul castaniu. Cerul argintiu strălucea deasupra capetelor stângăcii, îmbibate cu zeci de gânduri. Mergeam către școală. Urma un an dificil, un an care avea să-mi marcheze viitorul, dar căruia de-abia așteptam să-i descoper tainele. Intram în clasa 8-a. Era 15 septembrie. Era dor de ceruri senin, de soarele care construiau poșghiță de zahăr caramelizat, dar și de sutele de stele, mai bine zis, suflete așternute în infinit. În curtea școlii erau plantați sute de copii. Zâmbetele lor luminau întreaga atmosferă stranie. Vedeam acea clădire precum o instituție care valorifică talentele copiilor și care îi ajută să evolueze. I-am găsit colegii, parcă mai crescuseră, parcă pe parcursul vacanței de vară s-au lăsat spălați de picăturile grele, presărate cu cioburi de gheață, iar acestea au avut același efect asupra florilor. În marea de oameni am zărit un chip nemai văzut, de parcă Ileana Cosânzeană avea să urmeze aceleași cursuri cu noi. După micul discurs al directoarei, o femeie de vârsta a doua, dar foarte drăguță, asemenea unei bunicuțe la care aștepți cu nerăbdare să ajungi, și nu numai pentru iubirea ei imensă, ci și pentru prăjiturelele cu sute de arome parfumate. Am intrat în școală pe rând, mai întâi boboceii gimnaziului, ajungând la noi, următorii liceeni. Mi se părea că mă scufund într-un ocean al temerilor și emoțiilor. Nu voiam să pășesc pe calea plină de greutăți a vieții. Era teamă. Am intrat în clasă, mi-a fost dor de pereții arși de razele soarelui de iunie, de băncile micuțe de lemn, dar și de catedra peste care era azvârlită o catifea roșie. Ciucurii purpurii ai trandafirilor se scurgeau de pe catedră și cădeau în abisul moale și catifelat. M-am așezat în banca mea, a treia de la geam. Îmi plăcea să văd frunzele căzând, firele de gheață poposind pe asfalt, copacii luându-și din dulapul frumos sculptat rochile de gală, dar și puțin din bucățile de soare. Doamna dirigintă ne trăia emoțiile precum un elev ce așteaptă examenul cu teama necunoscutului. Deodată, o tânără frumoasă a intrat în clasă. Era chiar ea, Ileana Cosânzeană, după cum o numisem în curtea școlii. Era mult mai frumoasă de aproape. Părul ei bălai se prelingea pe umeri, făcându-i minuscul. I-am văzut ochii și am înmormurit. Semănau cu o noapte petrecută afară, pe iarbă, sub cerul liber, un orizont scrijelit de stele. Te cuprindeau și nu te lăsau, însă ceva mi-a atras atenția. Purta pe chip un fluture roșu, sângeriu. Dragii mei, ea este Evelin, de acum este colega voastră, spuse doamna dirigintă. Avea un nume frumos precum al unei zâne, alura ei și expresivitatea feței o ajutau. Știam că are ceva special. Bună, mă bucur enorm că pot fi alături de voi. M-am mutat recent în acest orășel. Vă consider niște stele acoperite cu polen. Aș vrea să vă dezvălui povestea mea. De când m-am născut am lupus, o boală autoimună. După cum vedeți, pe față mi s-a format un fluture. Mi se pare un semn divin. Mereu mi-am dorit să fiu liberă precum un fluture. Atunci am știut că această fată deține ceva extraordinar de frumos în adâncul sufletului ei, în cele mai adâncuri colțuri. Evelin, locul tău este lângă al Mirei. Urma să stăm în aceeași bancă. Urmau, deci, aventuri magice. Mersul ei delicat, zâmbetul dulce, dar și gropița firavă o conturau drept o contesă. Avea să-mi fie colegă de bancă pe parcursul cele mai importante ani din viața mea. Ola ei nu-i afectase frumusețea, era și mai frumoasă, și mai blândă, și mai dominantă. Nu mi-era frică, voiam să o ajut să se integreze, să nu se simtă inferioară nouă. Timpul se scurgea încetul cu încetul, iar noi ne apropiam mai mult, mai repede, mai repede. Ne împărtășeam fiecare secret și eram unite mereu. Învățam împreună, ne ascultam reciproc, pictam și ne criticam scrierile. Eram pasionate de lectură. Devenisem un întreg, iar fluturile de pe chipul ei ne vegheam mereu. Simțeam cum semnul ei are un impact asupra mea, simțeam cum mă ajută să depășesc fiecare obstacol și cum, pe zi ce trece, ne încheagă mai bine prietenia. Clepsidrei se ducea lent nisipul și deja ianuarie se instalase asupra orașului. Clădirile cu arhitectură superbă erau brodate cu gheață, iar cromatica acestui peisaj nu varia. Nuanțele erau bine stabilite de către natura suferindă, alb și plumburiu. Doar cerul își permitea să rupă acest lanț al culorilor și trântea pe paleta timidă un mov închis. Venea ziua mea, 4 ianuarie. Fusese o noapte furtunoasă, iar copacii se simțeau în pericol. Vântul sufla fără milă, precum un soldat ce își apără patria. Am rămas cutremurată când mi-am privit chipul. În oglindă. Un fluture prindea contur. Știam că e lupus. Aveam primele semne distinctive. Am zbughit pe ușa casei către Evelin. Părul mi se răzvrătea. Nu știam cum și de ce am primit acest fluture. Mă usura pielea. Simțeam niște ace. Când m-a văzut, fața ei se umplu de lacrimi. Credea că ea este vinovată, însă nu era. Totul pornea din mine, din corpul meu. Așa avea să se întâmple. Seara ne-am petrecut-o împreună, fiecare analizând forma insectei ce de acum trăia cu noi și în noi. Poate și fluturii noștri devin prieteni, spuse ea cu calm.